Zi cu ghinion pentru cinci familii din județ care au fost nevoite să ceară ajutorul pompierilor pentru a nu rămâne fără agoniseala de o viață. Astfel, detașamentul vaslui a intervenit pentru stingerea unui incendiu în satul Belcești din comuna Cosmești. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la o bucătărie construită în imediata vecinătatea locuinței. Focul a afectat acoperișul din azbociment pe astereală din lemn al anexei pe o suprafață de aproximativ 15 metri pătrați, planșeul din scândură, tâmplăria și obiecte de mobilier. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost jarul căzut din sistemele de încălzire. Două ore mai târziu s-a intervenit pentru stingerea unui incendiu la acoperișul unei anexe din localitatea Micești, comuna Gherghești. Focul a afectat 20 de metri pătrați din acoperișul anexei, 12 metri pătrați din tavanul din lemn și 300 de kilograme de furaje. Se pare că incendiul a izbucnit de la un coș de fum deteriorat. Un echipaj de intervenție de la punctul de lucru Murgene a intervenit pentru stingerea unui incendiu la o anexă, bucătărie, în localitatea Fedești, comuna Șuleta. Flăcările care au pornit cel mai probabil tot de la un coș de fum neprotejat termic față de materiale combustibile au afectat acoperișul din tablă pe astereală din lemna al anexei pe o suprafață de 20 de metri pătrați, mobilierul și tâmplăria. Pompierii de la detașamentul Bârlad au intervenit și ei pentru stingerea unui incendiu care a afectat aproximativ 80 de kg de coceni, iar cei de la Murgen pentru stingerea unui incendiu la un depozit de furaje în localitatea Sărățeni. Focul a afectat aproximativ 2 tone de coceni. Pompierii trag un semnal de alarmă și roagă vasluienii să țină cont de regulile de prevenire a incendiilor.